Mai vorbim aici și dacă cumva ați primit vreun răspuns de la dezvoltator. Problema noastră principală în momentul ăsta și motivul pentru care v-am chemat, v-am rugat să veniți astă seara aici, este una foarte simplă. Și anume faptul că toți oamenii din acest cartier nu au curent electric. Fiecare dintre noi și-a plătit la dezvoltator utilitățile, dar de la dezvoltator către furnizor nu au fost achitate facturile. Și atunci noi suntem în situația în care putem să ne luăm lampă cu gaz și așa mai departe. În 2019. Asta este situația. Alte nereguli, m-ați întrebat de alte nereguli. În primul rând, starea acestui drum. Cred că toți sunt în asentimentul meu că avem un drum deplorabil și ni se defectează mașinile. El a mai fost pe aici? V-ați mai întâlnit cu el? Eu am vorbit odată cu el în momentul în care în iarnă a nins foarte tare și de pe acoperișul blocului au căzut bucăți mari de gheață. Foarte mulți dintre noi am avut mașinile avariate, parbrize sparte, lunete, capotă. Personal am primit contravaloarea parbrizului. Cum ați descrie reacția lui? Nu știu. Inițial a fost foarte recalcitrant, ca să zic așa. Ulterior, la modul cel mai sincer o spun, i-am spus că voi chema presa să rezolve altcineva problema dacă pe noi nu ne ia în seamă. Acum ați reușit să vorbiți cu el? Nu, acum n-a vorbit nimeni cu el și cred că... De ce? Nu răspunde sau...? Din câte am înțeles, eu nu am încercat să-l sun, din câte am înțeles, nu are telefonul închis. Nu poate fi contactat. Mai mult decât atât, în cursul zilei de astăzi, nici domnișoara care se ocupă de încasatul banilor nu a fost la serviciu. A povestit și numele. Numele complet, vă rog. Al meu? Da. Cristiana Predoiu. Perfect.